Bucureștiul se înnoiește în fiecare an. Priviți artera Ștefan cel Mare cu blocuri moderne, extinsă pe trei benzi de circulație plus linie de tramvai. Blocul din capătul străzii Aurel Vlaicu, ieșit din aliniere, face ca circulația auto și pietonală să fie restrictivă și supusă pericolelor de accidente. Soluția de sistematizare impunea fie reconstruirea blocului vechi pe noul amplasament, în aliniere cu cele noi, fie translarea la o distanță de 14,40 metri. În ziua de 27 mai 1983, bucureștenii sunt martorii mutării blocului din strada Aurel Vlaicu numărul 166. În astfel de lucrări, specializarea unui grup de proiectanți de la Institutul Proiect București oferă acum o certitudine. Mai sunt câteva momente până la startul translației. Constructorii, locatarii, publicul au, firește, emoții. Curând se va dovedi prin faptă curajul de a gândi, care a impus o metodă românească de prestigiu ce va aduce țării economii și o așează fără apel în concertul internațional al constructorilor moderni. Locul a rămas locuit și în faza de pregătire și în momentul translării. În timpul translației, preț de vreo 6 ore, locatarii de toate vârstele își văd liniștiți de treburile lor. Nici măcar o picătură de apă nu curge din pahare. Asemenea lucrare nu a mai fost executată în țara noastră, neexistând sub acest aspect niciun fel de experiență, întreprinderea de construcții edilitare și drumuri București a trecut cu deosebit succes acest examen de înaltă tehnicitate. Datorăm acest oraș tot mai frumos, Bucureștiul, capitala României, gândirii și patriotismului de care dau dovadă continuu proiectanții și constructorii săi.